Salutare, oameni buni, și bine ați venit la o nouă emisiune, Un ceas de Taifas. E vineri după amiază, e ora 16, n-aveți chef de nimic, cu atât mai mult să vă uitați la noi, probabil că vă e foame. Da, la noi, să se uite la ele azi, că e ziua lor, nu e ziua ta. Și nu vă e dor de codru verde. Da. Ocazie cu care Dodo va vorbi mai mult ca oricând astăzi. Așa. Mi-aduc aminte... Când mezozoic venea nenea fotograful la grădii, te punea pe un scaun, îți mai aranja hăinuța, valorifica frenda ciobolani de stins. Mezozoic e parte din paleolitic, da. Bucată din ea. Valorifica freza șobolan de stins, pe care mai mult de 95% din șoimuleți o aveam, te trecea la catastif, da. Cât vrei și cât costă. Și apoi îi dădeai mamei tale o surpriză, deși ea le plătise. Da. Pentru că pe vremea aia era ziua... Da, pentru că pe vremea aia ce era... Ce vremuri nu s-a desprins, da. La mine era normală situația, nu, îți spune pe era ziua mamei, a femeii, a femeii pe care o iubeai și azi mai e. La mulți ani, la mulți anișori sănătoși tuturor doamnelor și domnișoarelor de pe Mapa Mond. Nu știu dacă tot Mapa Mondul sărbătorește ziua internațională a femeii. Nu. Această superbisimă zi comunistă. Noi sărbătorim E invenție comunistă? Invenție comunistă, da. Clara Zetkin e militantă comunistă din Republica din Germania democrată, poreclită democrată, da. Poreclită. Republica Democrată Germană, da. Și în urma unui marș, de fapt are o întreagă istorie, nu vreau acum ca să mă implic în, să spun sorgintea acestei sărbători, pentru că stric doamnelor cheful și da. O să pară ceva. Și eu, la mulți ani și de la mine. La mulți ani cu sănătate. Ia mai mânați, măi. De aici, ia mai mânați, măi, hai să drumul acasă. Da. Astăzi am... vorbitără împreună să ne axăm mai puțin pe politică. Așa. Spre deloc, chiar deloc. Chiar deloc, n-are sens. Chiar deloc, n-are sens să ne... Da. Așa, și să ne axăm pe sport și muzică. Pe partea feminină de la sport și de la muzică? Pe partea feminină, păi da, începem cu partea feminină. Cu feminină a fost, da. Uite, în sportul te pricep mult mai bine decât mine. Eu îți lansez verdict fără dubii. Simona Halep a avut câștig de cauză la procesul intentat fața tribunalului din Elveția. Interesant este ce a spus Simona Halep despre Patrick Muratoglu după ce a scăpat de suspendare. Ea a revenit în România din Dubai după ce a aflat că suspendarea i-a fost redusă de la 4 ani la 9 luni, ceea ce înseamnă că poate reveni pe teren. Și la aeroport, sportiva a vorbit, printre altele, despre Patrick Muratoglu. Se francez, dar e turc toată ziua, nu? Grec. Muratoglu, nu, e turc. Evident, glumesc. Te rog să preiei. Deci el e francez, născut în Franța. Francez născut în Franța. E, ca și turci născuți în Germania. Da, da, deci e... Mai rar turci în Franța. Francez din Franța. Îl cheamă ca pe turcii din Turcia, e problema lui. Dar m-am citit o biografie, poate era defectă, că ce în Wikipedia trebuie privit cu suspiciune. Da, pentru așa... că poate să scrie oricine. Da. Ui? Dar așa zicea, este... Părinții... Ierea turci, el ierea și este francez. Francez, da. Și ce a zis Simon de el? A spus că a spus despre Patrick Muratoglu, cel care a recomandat suplimentul, care s-a dovedit contaminat și din cauza căreia gestul s-a ieșit pozitiv, testul a ieșit pozitiv la Roxadustat. A spus că nu, că a fost că nu a vrut să-i facă rău și că totul a fost doar o greșeală. În mod evident, n-are cum un antrenor de asemenea calibru, cu asemenea pedigree profesional, să vrea răul unuia din cei mai mari sportivi ai lumii și unul din cei foarte mari cu care a avut el de-a face toată viața. Dar nu fi tâmpit să-și taie craca de sub picioare, știi? A făcut om pe Sirina ta, l-a făcut om pe bani, nu știu care, și ai să o groape pe asta. Nu țin.
Deci există un standard de la care nu poate abdica. A fost un accident nefericit, dar numai că noi, așa cum mestiștii cu apetitul ăsta enorm și incontrolabil pentru bârfă, golăneală, știi, la noi toate, deci teoria conspirației la noi este pe bază de golăneală, mahala și cioraneală până la urmă. Iartă cuvântul. Ca atare, cea mai tare chestie din toată dezbaterea a fost ce nevastă sa, ce geloasă pe aventura lui cu Simona. Pă cum vine asta? Adică cine pe lumea asta, deci când treci dincolo de perimetrul ăsta numit România, da? Perimetrul în care ne învârtim noi. Deci ai luat-o în Ungaria, în Ucraina, Bulgaria, Iugoslavia, cea mai rămas și ori, Serbia, cred că e frontieră cu noi, nu? Dincolo de asta, niciune alte vietăți din alte zone geopolitice nu i-ar fi trecut prin cap, că acolo e cap la etajul 2, la noi, știi, la etajul 2, te duci mai ceri o lingură de păină, că nu ți ajunge să faci clătite de la vecina mini, de la apartamentul 14, după aia vine aia de la 10 și zice, vecinul, ce n-ai o cană de lapte, că s-a încrit al meu și te-ți palul ăla micu. Știi, așa o chestie asta, toată lumea e cu toată lumea și așa văd ăștia ai noștri, știi, că e călăi în scara blocului la etajul 2, că era așa acolo, mai trece tanti Muratoglu pe la bărbasul și pe ce faci, te-am trăit cu cine, cu asta, cine e asta? Asta e Simona Hale, n-am auzit, tu că se aia, bă, ce parcă te uiți cam nu știu cum la ea așa, cu ochii ai tăi de franțuz, știi, turc, de franțuz, turc, da, și ai păi, și stă, pieta la care, eu mă vezi băiață, pe care asta se cară, ăștia, în vestiar, ei știu ce fac și asta află, vine și mâine acolo, în buzunar are, știi, ca în caragiale, canale, știi, o doză de ceva să-i strecoare, în supă, în ceai, în alea, ca asta. Da, și a venit și doamna Muratoglu, geloasă, i-a strecurat o travă lui pata. Ăsta este închis la cap. Adică, cui dracu pasă în afară de români? Păi deci, dincolo, da, și dintre români, chiar nu toți, știi, nu chiar. Deci, de exemplu, păi mine doar m-a umflat râsul. Dar cum poți să te gândești tu din noi la alți români, că nu există mitică, că mitică Dragomira, știi, ăsta, că le știe pe toate, da? Păcat că ne-i dăm dămăraia, ca brucan, știi, să fie. Deci mitică, dar știa precis, da, mă, mi-a spus, bine, băi, a venit aia, nevastă, la așa, bă, să mor tu, bă, bă, milițiene, să mor tu, ca așa, la tine așa o fi fost cu nevastă, ta și cu ei, bă. Dar nu, adică nu. Să avem pardon. Deci eu declar așa, că am fost sceptic la început, că am zis că a luat, poate nu conștient. Inconștient. Că, da, nu, poate n-a știut că ăia au făcut ei o ședință, deci staful nu neapărat sub, dar cu consimțământul lui Muratoglu, ceilalți preparatorii fizici au zis, băi, nea, Patrice, băi, nea, Patrice, trebuie fetii niște asta, ce facem, îi dăm, păi, dați-i dacă credeți că ajută, dar să nu se vadă, să nu iasă. Eu, dar nu am fi atât de naiv să credem că există sport pe lumea asta la nivel de performanță de asta. Poate snucări, dar acolo era cu whisky. Dar acolo te drogai... Auzi, dar și aia care freacă gheața și aia... Și aia au... Și pe aia îi controlează aia, la... Între ghețuri tot. Da, cred că da. Cred că da. Îi controlează, dar dai. Știi că la canadieni era unul cu două Nobeluri. E un sport, da, de cei mai supra-hiper-intelectuali erau acum 20 de ani, când am văzut eu prima dată. În echipă la aia erau doi premianți Nobel, din care unul luase de două ori, mă, la canadien. Cum se cheamă sportul ăla? Curling. Curling se scrie, nu? Așa se scrie, am spus pe litere și se pronunță. Curling. Curling. Curling sau curling, depinde cum îți vine. Sunt unii care zic așa, alții zic așa. Și aia cum se numește? Aia care, care aruncă oala, aruncător și aia care freacă cu, care freacă cu gheața, se numesc frecător. Pumping, aia, da, pumping. Și pe ce post joci? Da. Dau cu... Cu măciuca, sunt frecător. Da, pe ce post joci? Pe aruncător, arunc oala.
Aia chiar seamănă, mă, cu o piatră, măi, un bolovan. Stone este în terminologia de spune. Bolovan. Că da, care vor ca o cratiță de asta, ca o oală. În afară n-ai de unde să știi dacă e goală sau plină. Îți închipui că e plină. Are, știi ce tehnologie? Că există un singur producător de ăsta omologat pentru perioadă. Ăla care se aruncă în genunchi, stând în genunchi cu picior. Nu, producător de ăsta. Ăla care se aruncă. Cine produce? Și prin Irlanda, o firmă de familie. E o grămadă tehnologie. Întâi aleg pietroide, nu știu ce cariere, după care se baie, îl pilesc un pic azi, un pic peste 6 luni. Îi dă, vai, nu vrei să știi ce. Și mai au francezii un joc stupid, ăla cu care aruncă bilă peste bilă la distanță. Nu știu, ăla e pelotă bască, nu e, e cum și îi zice. Și ăla tot joacă intelectuale. Da, nu știu. La noi, printre campionii, așa, e... intelectuali ăștia, zim numele că tu-i cunoști. Acum o scapă. I-am zis Dragomir Becali, de care mai zis? Nu, Liceanu. Liceanu e deja prea mult. Pe bune că au fost campionate în care au jucat tipește. Acolo care zâmbea era eliminat, dacă era cu Liceanu. Da. N-ai cum cu Liceanu, dacă ai zâmbit, ești victimă, ai terminat. Serios? Păi eu așa știu. Da, de fapt nu l-am văzut niciodată. Nu l-ai văzut niciodată. Niciodată zâmbind, așa e. N-ai cum să zic. Tot Simona Halep a fost atacată dur după ce a scăpat de suspendarea de 4 ani. Dopajul rămâne, îți permit să iei mizeriile alea, titlu. Și spune Simona Halep, pe Simona Halep a atacat-o dur doctorul Pompiliu Popescu. După ce a scăpat de suspendarea de 4 ani dictată inițial de ITF, TAS i-a redus-o la 9 luni și Simona poate, deja mă repet, poate reveni oricând pe teren. Așa. Chiar și așa, fostul medic al Naționalei României susține că Halep nu va scăpa de eticheta de dopată, vina ei fiindcă la nivelul de mare campioană ar fi acceptat să folosească suplimentele unei fabricuțe din Canada. Deci, mai reiau ideea anterioară și o extind un pic și mă las să vorbesc? Că așa e zis, că trebuie să vorbesc mult azi. Da, păi trebuie. Întotdeauna tot trebuie să vorbesc. Deci am spus mult, așa, la început am avut suspiciunea că Simona ar fi fost dopată de staful tehnic pentru că ea traversa o perioadă proastă când s-a întâmplat fenomenul. Am avut primul semnal, eu în sinea mea, pentru mine, semnal că e posibil ca Simona să fie curată lacrimă și să nu fie avut habar, în momentul în care am văzut că derbedeea ordinari de la ITA, de tribunalul inițial, deci instituția asta care se ocupă de antidope, de curățenie în sport, da? Englezii, da? Londra e ITA, când am văzut că trece o lună, trec două, trec nouă, trece anul, și ne simțiți nimic. Bă, dar nu poți să-ți bați joc de un om fără niciun motiv. Care ar putea fi motivul pentru care tu nu spui, bă, albă, neagră, bă, că ăsta e... Ce? Deci nu iau teste de alea de cu izotopi radioactivi, de, știi, probe luate de sub mormântul lui Tutankhamon, cu să vedem dacă au trăit bacteriile alea de 700 de mii de ani sau dracu. Bă, ai luat proba de pipi? Și trebuie să vezi dacă pipi ăla e asta și aia și contraproba să confirme până al pipi că e substanța respectivă. Bă, deci nu trebuie nici Nobelul, nici Oscarul ca să faci asta. Bă, dar de ce nu zici ceva? Și atunci am zis să știi că aici e golănia. Nesimțiții de la ei au apucat să spună e dopată, îi face mai degeaba, după care nu se mai arată. După care încep suspiciunile, cum să spun, pe deplin justificate, nu doar rezonabile, ci mult mai mult decât doar rezonabile. Și a zis și moșuțirii, am făcut mișto și de moșuțirii, bă, că l-a liștit totdeauna pe toate. Și genul, da, moșuțirii i-a prezis un
I-a prezis că va pierde la TAS și că Da. nu va... Dar el a zis, pe de altă parte, asta e ultima ieșire a lui de acum vreo lună jumate, două anul ăsta, în orice caz, că are semnale că proba a fost alterată, că nu s-a păstrat în condiții, bă, ăsta știe, pentru că el a fost președintele Comitetului Olimpic Român la data la care s-a întâmplat cazul Răducanu, da? Gimnasta, da? Andreea Răducanu, în Australia, când i-au luat de la gât medalia, au deposedat-o și atunci Siriac, ca președinte al Comitetului Olimpic Român, a fost implicat în tot balamucul și a fost obligat cumva să afle care sunt procedurile, ce să face de aia și a și ținut minte ceea ce mâluiește. Adică, e parcă deja prea mult să țină Siriac minte la 100 de mii de ani cât are și cu neuronul 1, că n-a avut niciodată doi, să-l umple cu d-astea. Și când a zis Siriac ăsta, am început și eu să mă gândesc că, da, undeva se... mi-a alimentat însă neliniștea și tăcerea. Bă, ăștia sunt niște ascunși toți, știi, adică nu... Tribunalul ăsta, TAS-ul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care e în Elveția, a zis, da, am discutat cu el, să am verdict, o să vină într-un termen de... Nici ăștia n-au zis nimic, n-au... Da. Cred că a contat foarte mult, cred că a contat mult, de poziția lui Muratoglu de data asta, care a zis, da, de ce nu s-o fi dus la prima sau de ce nu l-au convocat, e o enigmă pentru mine. De ce n-a ieșit el cu o declarație în secunda în care s-a întâmplat cazul să spună, da, e posibil ca staff-ul meu, suntem toți răspunzători, să fi produs o nu știu ce. Restul e de domeniul nebuniei, pentru că la asemenea, deci tu lucrezi cu cel mai bun sportiv din lume, da? Deci Muratoglu, când a luat-o pe Halep, a făcut-o sportivul numărul 1, pentru că Wimbledon este turneul suprem. Ori ea a câștigat Wimbledon sub comanda lui Muratoglu. Deci la momentul ăla, el a făcut din ea cea mai bună tenismenă pe lume. Ai luat Wimbledon, ești tata mare, da? Mama mare, în cazul. Păi nu poți să faci din el cel mai bun sportiv, deci tu cel mai bun antrenor din lume, lipă cel mai bun sportiv din lume, îl confirm ca cel mai bun și îl hrănești cu marfă chinezească cumpărată pe subună, cumpărată din bazar de la Suceava, mă? Și asta? Cum vine asta? Să vezi că probă era o firmă canadiană neomologată care a strecurat, a contaminat, s-a uit, poți să te întâmpiți toți pe lumea asta, înseamnă. Deci nu poți să crezi că la nivelul ăla ăștia cumpără marfă de contrabandă. Auzi, cum vine asta? Ce alți sportivi, ce mari sportivi a mai avut Muratoglu în afară de Halep? Păsirina. Da. Da. Printre alții Păsirina, dar mai are, nu știu, pe... ăștia în topul 5 mondial, băieți. Deci nu-i singura, că spuneau nu, că australianul era nu. Mai bun, antrenor australian era nu, mai... Nu, n-a avut mai. Îl ia înapoi, dacă e liber, înțeles că Simona vrea cu el, din nou, australianul. Nu mai vrea cu Muratoglu. Muratoglu e sub contract acum, a semnat cu nu știu cine, altă minor. Da. Da, nu știu dacă nu e cu Świątek sau cu la băieți, cu ăsta, cu spaniolul locul 1. Așa cred, deci e tare de tot, bă, tare, deci el e cel mai tare. Greu de știi, da. Dar tu dacă n-ai fi român, ai mai zice despre Simona Halep, e o mare sportivă a lumii? Da, păi, dar actele vorbește. Clasamentul a arătat-o că e locul 1, a câștigat două din cele patru turnee de Grand Slam care câștigă cel mai da, păi și dacă o compari notabil cu, dacă din o compari cu Serena sau Venus, ai ce compara, ales, da. Alea ce da. Enorme, alea sunt enormități, sunt alea tot. Deci asta e foarte mare și alea sunt enorme, sunt galactice. Asta nu e terestră și foarte bun. Și, și crezi că toată furtuna asta, tot ce s-a făcut până acum, procesele astea, lupta asta, care a durat de ceva timp, de un an și jumătate, da. Nu cumva e inutilă, nu cumva e o furtună într-un pahar cu apă? Adică tu crezi într-o revenire, pentru că mi-ai dat un răspuns acum două sau trei săptămâni, când te-am întrebat dacă tu crezi că Simona Halep nu va mai reveni în tenisul, în elita tenisului, că așa nu. Să revină să joace la, nu știu, la
Nu, nu cred că poate reveni. Crezi că va mai reveni în elita tenisului mondial? Nu cred, Doamne ajută! Adică măcar în primii 20? Primii 20 se mai poate, dar să fie acolo în față top 5 și să vă urce pe locul 1 cum a fost, nu cred. Ar fi, abia ăsta ar fi miracolul dumnezeiesc. Nu cred că se poate. Pentru că, știi cum e, ea dacă ar fi fost vreun talent extraordinar, căruia doar munca adăugându-i se o face de neînvins, ar fi fost o discuție. Însă la ea n-a fost vorba de talent, a fost doar muncitoare, 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 muncitoare. Oricând ai scos-o din ritmul de muncă un an și jumătate, este extraordinar de greu să revii pe același ritm, eventual unul chiar superior, pentru că acum are nevoie de venit de nicăieri în clasament. Atunci era să se mențină, să fie acolo, mai câștigi un turneu, mai pierzi trei, dar ești acolo în față, greu să dai brusc înapoi, în timp ce acum are nevoie de o revenire bruscă. Ea nu e în primii 10.000, nu figurează în clasament. Parcă 10.000 are. De puncte i-ar trebui să fie recunoscute în urma ultimului turneu la care a participat, de la Toronto. Le recunoască, deci să pornească cu un avans de... ca să poată să-și facă intrarea în topul ăsta. Da, care e continuarea, dar mi-e foarte greu să văd. Stai seama, vreau enorm să o văd bătând tot ce mișcă, să ducă locul 1, să văd în ce nori, să măture pe jos. N-a bătut niciodată tot ce mișcă. Acum, de ce ești așa? N-a bătut niciodată a fost în zile bune. Sigur că nu. N-a bătut Și când a bătut-o pe aia în finală la Wimbledon, i-a spus... Și atât. Băi, dar a mai fost ceva în afară de aia? O bați pe Serena odată de-i sună apa în cap și după aia are tot... Dar Simona e de admirat pentru bunul simț pe care l-am bănuit. Ea totdeauna a fost, cum să spun, gânduță și calmă. Arogantă. Și... Maxim, arogantă la maxim. Și s-a părut? Halep? Da. Aroganța întruchipată. Foarte arogantă, da. Și nu sunt numai eu, că eu cine sunt eu? Nu mi s-a părut. Ieri, deci am văzut-o la grădea o bucată și a fost foarte calmă, foarte zis, eu nu am acuz pe nimeni, nu pot să spun. A zis așa, a considerat ea, aia mâncă. Deci, dacă ea e arogantă, sirină ta, care boara pe teren, deci începea meciul și după două mingi servite sau primite, să cea și bora lângă stâlpa acolo la centru, da? Am văzut-o de 15 ori făcând asta. Păi n-a întrebat-o nimeni, fata, de ce ai tu așa o vomă la ora 9:30 de dimineață? Ai mâncat gras? Ai mâncat gras la micul dejun și face hopa înapoi, iese pe esofag? Pe sarcofagă? Ce se poate sarcofagă înapoi? Deci nu se poate așa. Păi da, e nesimțită ordinară, bă. Dar de ce aia vorește toată cariera? Zice, vorește pe teren, cum începe meci, cum vorește. Și o acuză pe asta, ce nenorocit așa. Bă, poate era însărcinată. Da, dar cele patru medicamente pe care le-a luat toată cariera erau pe listă, erau date pe listă, doping curat pe față. E bolnav, e suferi. Ea suferi. Dacă suferi, n-ai ce să-i faci și are voie să, că suferi și poate să droghezi. Bă, este... Deci, noi nu știm să... să profităm de viciile de procedură, viciile regulamentare, portițele și noi ne dăm șmecher, dar noi suntem tonți grămadă, bă. Băi, lanțe în știi care sunt, au curaj, nu știu ce, abia ea fac golăniile ordinare și nu-i întrebă nimeni de sănătate. Fi chestii și de bani, și de... Bă, de unde vii? De România. Bine, asta. Tu, în America, poftiți, vă rog, n-au ideea. E... cred că e greu să fii român. E greu să fii român, dar e așa nici. N-a oprit-o la urma urmei nimeni să aibă niște super performanțe. A avut perioade. Ea s-a remarcat prin câștigarea unor turnee, a ajuns numărul 1 mondial pentru că a câștigat o multitudine, într-adevăr, de turnee mici. Când a ajuns numărul 1 mondial, n-avea câștigat niciun Grand Slam. Avea o finală de Roland Garros. Da, a pierdut. Deci are trei finale în care două câștigate. Wow! Pentru româncă, mai nu? Mult de rău Virginia, despre cine a fost Simona? Virginia? Dar nu Virginia Ruzici a câștigat de două Roland Garros, nu? Da. Roland Garros,
Nu, Roland Garros. Roland Garros. Și le-a făcut tenismene pe astea, da? Că tata lui Sirinele și Venusicile, da, îl bătân, da, s-a îndrăgostit de tenis văzând-o pe Ruzici, când a știi povestea. Da, a zis-o el. Da, că da, i-a plăcut Ruzici. Deci i-a plăcut de Ruzici cum a câștigat prima ei finală și atunci a zis, eu îmi fac fetele tenismene ca Ruzici. Iată că i-a ieșit. Da, i-a ieșit și a ieșit bine, că ea, da, astea să... În fine, nu știu, n-au, au constituție, au o constituție dubioasă din punct fizică. Nu pot să spun bancul ăla pe care l-am preluat de la domnul Stelian Tănase, ex-directorul TVR, și Stelica Nistor și Sorin Avram, în trei erau, când s-a discutat despre Halep, supărat Stelian Tănase, pe ce ziceam eu la Radio Top, și cu Stelica Nistor a avut un dialog extraordinar în care se vorbea despre sacrificiile pe care le-au făcut jucătoarele, în speță Simona Halep, cum s-a sacrificat ea și a stâniat, da, și a tăiat nu știu ce. Seni? Și-a tăiat țâțele și le-a făcut mai mici. Da. După care Stelica Nistor a zis că sunările și-au tăiat altceva, dar alea sacrificiu, nu? Da, că și-au tăiat... Da, e bine. Adică atenție că pentru pentru o vorbă ca asta l-au costat. Păi l-a costat, nu, pe amândoi, atenție, da, atenție amândurora, că pentru, da, pentru asemenea afirmație pe nu l-au scos și i-au dat interdicție de a mai merge în Franța lui Ilie Năstase. Nu? Dar lui Stelian Tănase nu i-a dat nici și lui Stelica Tisă. Da. Da. Trecem puțin, mai lăsăm pe asta, că vom vedea noi ce mai face ea, ce mai face, o mai câștiga ea niște mici turnee, cred. Poate și un turneu mare. Deși... Doamne ajută! Deci, poate, știi cum? Eu pe asta mizez. Că a adunat atâta ură și ambiție și dorință de ăsta, încât poate vine ca un uragan și matură tot. Pe asta mizez, eu. Știi? Să uite de fițucile aia, știi că o dare umeruțul, omoplățelul, aia. Tu ții minte că asemănător cu al Simonei Halep, nicio tenismenă mare nu a revenit în... Ba nu, este un caz a unei tenismene care a revenit după un concediu maternal de 2 ani și a revenit cumva în forță, a ajuns în primii. Da, 2010. Da. Știu. Dar Virginia Ruzici, care a fost cel mai bun loc în clasamentul WTB? Nu știu dacă a fost 10, 12, 20. Atât? Da. În față de tot n-a fost. Deși a câștigat două turnee, dar n-a câștigat multitudinea de turnulețe. Da, nu mai știu cum a... Da, nu a apucat tot. Niciodată. Pe noi, în afară de cine a fost? Asta e doua tipă care ocupă locul întâi în clasa, care a ocupat locul întâi în clasamente, nu? După Ilie Năstase. Da. Și Ioan Țiriac. Ne-ai lasă. Mai lasă. Tataie. Deci tataie a avut noroc prostesc, bă, că s-a lipit la dublu cu Năstase. Pe vremea aia, tenisul era de voie, așa, de plăcere, de fițe, de grații, de șmecherii. Și puteai să joci și simplu și dublu, nu e nicio problemă. Pentru că acum ești strict specializat și e forță, multă forță, mult consum fizic enorm, imposibil să acoperi două... Ar mai fi făcut față Ilie Năstase la cum juca el atunci, la ce se joacă acum? Nici. Nimic, nu? Deci era un tip comod și miștocar. Aici e foarte efort și are efort. Îi pune lângă Nadal și nici nu... Nu, n-ai. Da, moșuțirii. De moșuțirii a câștigat și Roland Garrosuri cu Năstase. La dublu, nu? Da, dublu, da. Și Forest Hills, mi se pare, actualul, cum îi zice? Da, și au fost la dublu, da. Numărul 1 mondial ei au fost, uh-huh, nu? Uh-huh. Țiriac. Da. La dublu, nu? Da. Cu Țiriac, da. Năstase. Da. Năstase, da, a fost, da, absolut numărul 1 la tot. Și la a fost primul loc 1 când s-a înființat clasamentul ATP. Năstase a fost primul loc 1, cu el a început clasament. Și a stat, nu știu, vreo 2 ani. Și după aia a venit Bjorn Borg, nu? Da, cred, nu mai știu. E cel care l-a detronat pe Năstase.
care l-a bătut. Năstase, ce n-a câștigat din turnare? Nimic n-a câștigat. N-a câștigat Wimbledon, a pierdut două finale. Da, deci Roland Garros a câștigat, nu? Australian Open a câștigat? Nu. Cred că are și un Forest Hills. Cred. Parcă așa, două. Da, Wimbledon am văzut ambele, uite, chiar nu mai țin minte. La Wimbledon am văzut ambele finale, prima pierdută. Deci nici din ăsta se nu s-a spart în figur cu turnee de mare șlem. Nu. Păi dar din America l-a câștigat? Nu. Păi asta zic, Forest Hills era atunci. Nu era Flushing Meadows? Nu, Flushing Meadows ceea ce a fost Forest Hills înainte. L-am mutat puțin în zona, e tot pe acolo, dar e mai la vale. Și cred că a câștigat un Forest Hills, Năstase. Am văzut ambele finale, cea cu Stan Smith a fost prima pierdută și a doua cu Bjorn Borg. Aia cu Bjorn Borg am fugit în armată, eram proaspăt încorporat și am fugit în sâmbătă a finalei să văd meciul. Dar până am găsit un iamă nene de la Predeal, începea meciul și m-am oprit în Sinaia, l-am văzut la un hotel în hol. E foarte tare, în 1975. Aia alta a fost în 72. Și păcat, dar era clar că nu le poate câștiga. Deci s-a văzut de la început. N-ai. Nu poți să. Limita lui era pe golăneală, cercăreală, chestii, da? Asta contau mult mai mult pe trebuie să mai facă încă un puc și încă nu știu ce. O minge, a făcut cele mai frumoase mingi din câte am văzut eu, multă vreme. După aia zice că Federer a făcut mingi mai frumoase, mai... Dar fără atitudinea golănească în perioadă. Asta era golan de la început, cum a spus. Hai să vorbim puțin și despre fotbal. Uite, FCSB. Fotbal feminin? Nu, fotbal feminin, uite, avem, da, americanii sunt cei mai tari, nu din lume, la fotbalul feminin. Da, acum. Acum. Acum, da. Multă vreme au fost brazilieni, ce mai fost nemți aici, francezi. Mă rog, cei din Statele Unite ale Americii. Statele, da. Noțiunea de americane mult mai largă. Da. Uite, am găsit pe site-ul ProSport că FCSB aproape să se numească din nou Steaua. Avocatul lui Gigi Becali anunță lovitura decisivă în războiul cu CSA, cu Clubul Sportiv al Armatei. FCSB este tot mai aproape să se numească Steaua. Avocatul echipei Adrian Căvescu anunță o lovitură decisivă în războiul cu CSA Steaua. De chiar când dacă... ai știrea asta? De când e? Păi ieri a fost pe știri la Digi Sport lovitură decisivă primită de Becali. Că Steaua rămâne Steaua cu palmaresul și cu nu știu, numele. Unde e adevărul? Păi, i-a fost luată. Nu, știrea însăși este dubioasă. Da. Pentru că, pe de o parte, din titlu se spune că Steaua aproape să se numească din nou Steaua, că avocatul lui Gigi Becali anunță lovitura decisivă în războiul cu CSA și că spune că în ciuda faptului că au pierdut, E ca când ar fi câștigat și că totuși războiul, stai că mai și că mă zăpăciși, nene. Că Gigi Becali nu renunță, avem o cerere de marcă cu denumirea FCSB Steaua. Păi eu te întreb, eu îți spun în față, tu, deci care o cerere de marcă, deci vrea să schimbe, de-aia spune că foarte aproape. De să se numească din nou Steaua. Titlul e făcut în așa fel încât să păcălească fraierii și nu m-a păcălit și pe mine, că și eu sunt la fel. Da. Așa, deci războiul dintre FCSB și CSA continuă pe toate fronturile și că în ciuda faptului că au pierdut, ei vor înainta o nouă cerere ca să se numească FCSB Steaua. Da, e perfect. Să se numească, mă. Că alea, cum poți fi de două ori Universitatea Craiova, ca al timpul necune e bun. Universitatea Craiova 1948 și Universitatea Craiova. Adică Universitatea Craiova Mititelu și Universitatea Craiova Crăguța. Crăguța, da. Universitatea Craiova. Da. De ce n-ar fi? Steaua și FCSB Steaua. Tâmpănuța, da. Tâmpăneaua. Steaua și Tâmpăneaua. Da?
Dar pe Talpanul ăsta, totuși, nu l-a trimis nimeni niciodată la un doctor. Bă, dar nu știu, în armată eu nu se mai făcut controlele alea. Eu nu știu cum, Talpan ăsta e un colonel, da? Bă, eu nu știu. Nu știu ce. E colonel, e colonel, da. Cu trei trese cu, și diagonală. Da. Este deasupra lui un, cea, și care un șef de stat major, un ministru al apărării, un prim-ministru, un președinte. Bă, frate, nimeni nu-l poate pe ăsta potoli. Aș zice, eu aș spune ceva, dar îmi fac dușmani. Deci că pe ăștia de la Botoșani îi potolești mai greu. General, cred că ca principiu. Acum, nu știu, uite, am să-l întreb pe Valeriu Iftime, ce știe el despre Talpan ăsta? Că, știi? Că la Botoșani sunt niște oameni foarte drăguți, foarte normali, foarte, știți, să îi tot îndrăgești. Unul fiind Valeriu Iftime, dacă suntem în fotbal, da? Și în muzică, și în arte, și în toate alea. Am prieteni de tot. Bă, dar izvorăște cât un Talpan de ăsta, de ce se zvârnește părul pe cap? Și atunci iar revin chestiile alea cu Botoșani. Că, da, revin. Deci, deși Steaua București va rămâne clubul sportiv al Armatei pentru încă 10 ani, se pare că în curând vom avea FCSB Steaua. E minunat, da. Eu întreb așa, NATO avem? Adică NATO ăsta de care vorbim și în care suntem membri, ființează totuși și în România? Adică Ministerul Românesc al Apărării, al Armeții, Ministerul Armeții de la Românica, da, este și el în parteneria cu NATO sau nu? Iohannis și Ciolacu? Că toți sunt în parteneria. Toți, da? Și Ministerul Apărării în parteneria cu apărarea NATO? Da. Și aia de la NATO nu îi lia de aici pe ăla care e ministru? A apărut unul, Gheorghiță, nu cum cheamă, sau ăla era cu injecțiile. E tot cum comandantul marelui stat major. Șeful, da? Marelui stat major, da. Nu-i totul, Gheorghiță parcă, da. Ceva, da? Așa, a apărut ăsta. Bă, le știa într-un mare fel. Adică, bă, ăsta știe că ministerul lui... Că începe războiul și că se depregătim. Da, de ăsta, da. Păi da. Și nu l-avea nimeni afară. Nu l-avea nimeni afară, da. Exact cum s-a fi spus, dacă făcea așa ceva cu boala, când era pandemia, spunea că e o înălțire împotriva... Da, ordinii de drept, de stabilității și securității. Stabilizare, bă, băgați spaima în oameni, ca și cum mâine ar începe război. Da, luați și cumpărați aia, vedeți-vă, stocuri de rezervă, umpleți cămările și beciul. Mare dreptate ai, mare dreptate ai. Și să-l întrebe unul de la NATO, bă, băiatule, unde ai mai văzut în țările astea multe ale noastre echipa de divizia a Ministerului Apărării din America? Adică ăștia stau pe bani public, da? Militarii în toată lumea sunt ai banului public, da? Bă, banul public nu-i făcut să se încalzi pe aia ghete, să-i arunci pe iarbă, băi. Deci nu, adică n-ai cum să ții echipa de profesioniști în Ministerul Apărării. Decât, așa mă gândesc, decât dacă ai antecedente și ai tâmpit și pe aia. Și a zis, stai mă, dar generalul cu cașchetă, ăla, al lui Iordănescu, bă, generalul Iordănescu, la noi tot, Iordănescu, Fotbalescu, bă, aia, păi da, bă, aia, bă, ai câștigat Cupa Campionilor cu generalul, merită ce voi, Românica, aveți derogare de la normal și vedeți-vă în continuare de generalul Năstase, generalul Iordănescu, generalul Lipă. De exemplu, Dinamo nu mai ține de Ministerul de Interne, nu? Tot trustul Dinamo, tot clubul ăsta nici de Dinamo. Secul, nici de nimeni, nu mai ține nici de securitate. Că s-a desfințat, zici tu. Nu, s-a desfințat de SRI. Eu nu înțeleg de ce SRI nu își face o nouă echipă Victoria. Așa mă întreb și eu. Nu? Da. Păi dacă ce are, Dinamo are Steaua, de ce nu-și fac? Nu știu, poate sau Flacăra Moreni. Să-și facă o echipă... Nu... Flacăra Moreni și Dinamo și Victoria, care sunt partea aici. Delta Dinamo Tulcea. Exact. Tu te-ai gândit vreodată, dacă ar fi un campionat al echipelor Dinamo, câte echipe Dinamo sunt în Europa? Poți să faci un campionat, poți să faci o Cupa Campionilor din echipele Dinamo. Puteai pe vremuri, dar noi mai avem. Berlinul mai nu mai are Dinamo Berlin, nu mai parcă este. Cred că este pentru legă interioară. Dinamo Tbilisi este. Dinamo Moscova este. Da. Dinamo Kiev este. Dinamo Zagreb. Dinamo Bulgarii n-au și n-au avut. Bulgarii n-au avut Dinamo. N-au avut Dinamo. Să aibă una, nu știu ce. Levski e la... Nu-i Levski, că CSKA-ul este. Sofia are două CSKA-uri. Acum avem noi două Craiove. Da? Da? Au două CSKA-uri la Sofia.
Dinamo Tirana. Dinamo Tirana. Dar și Tirana este o echipă pe care n-am înțeles în cealaltă. 17 Nentor Tirana. Da. Ce sunt Nentor? Nu știu, n-am înțeles. Aia trebuie să fie, aia trebuie să fie rude cu ăsta, cu Leru. Cu Leru? Leru i Ler, bă. Leru deci, Ler? Da, ăla... Mentorii trebuie să fie chemat Lenton Almadeza. Da, ce înseamnă Leru? Ce înseamnă Leru Iler? Da. Ce înseamnă? Înseamnă, vine de la Aleluia, Leruia, Leru Iler. Asta e. Da, e așa și Mentor. Ia caută la ei. Academicianul Rosetti explică ce e Leru Iler. Foarte bine. Da. De la Aleluia, Leruia, Leru Iler. S-a transmis și s-a modificat din generație în generație de vreo 2000 de ani încoace. Și așa s-ar fi ajuns la Leru Iler. Și la florile d'albe, flori de măr, dacă tot am ajuns acum să vorbim de Crăciun, că ăștia puneau de la întâi de Sfântul Andrei, puneau flori de măr în apă și până la Crăciun înfloreau. Și de-aia cântau, mergeau cu ele și sorcoveau și colindau. Și în cap la florile d'albe, flori de măr. Așa. Da? Da. Ok. Gică Hagi, Ler Zeppelin. Eu am înțeles, deja te-am înțeles. Da. Gică Hagi l-a sunat pe Gigi Becali. N-am înțeles mai dacă să spun Becali sau Becali. Becali. Pentru a discuta despre transferul unui mare, mare jucător, Sorin Paraschiv. Sorin Paraschiv a fost capitan al Stelei în perioada de non-gloria ei. Da. Și îi spune Hagi lui Becali: dă-i drumul că nu mai am ce face cu el. Becali nu dă un răspuns clar. Și cam așa se termină cumva în tren chestia asta. Pe de altă parte, tot regele fotbalului românesc, Gică Hagi, mă enervează chestia asta, dar eu o spun așa cu miștocăreală, cumva. Da. Chiar dacă fața nu mă ajută. Gică Hagi a avut o nouă conferință de presă maraton în care a vorbit despre fiul său, Ianis Hagi. Am văzut asta. Puștul care are 25 de ani. Împrumutat care e mai bun decât tot ce a fost bun pe planetă. Da. Împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves, până la finalul acestui sezon, mijlocașul român nu a impresionat la gruparea spaniolă, motiv pentru care a devenit rezervă în ultimele partide. În toate ultimele. Deci ele de 11 meciuri acolo, în care a intrat doar în 6, parte din două titulari schimbat ultra rapid și în celelalte 4 pe final a jucat între 12 și 8 minute. Regele i-a luat apărarea, normal, i-a luat apărarea fiului său și a pus accent pe nivelul de primii trei ai României, a spus că e pe nivelul... În România, sigur, și face-l bătă, deci primii doi din Gică podium... Gică Popescu și Hagi, nu? Deci gata, nu-l punea pe Popescu, dacă îl pui Hagi două bucăți și Gică Popescu, s-a închis podiumul. Chiar și Melodedici. Melodedici, da. Spune că fiul său a ajuns la nivelul de primii trei din România. După meciul cu Osasuna, a pierdut de Alaves cu 1-0 în ultima etapă, publicația Notiția de Alava a scris despre jucătorii care nu s-au impus în tricoul bascilor, iar printre ei se numără și Ianis Hagi. Și spune, spaniolii scriu despre Ianis Hagi. Nu a reușit să se impună. Nu. Nu? A reușit să nu se impună. Nu, în ciuda faptului că dacă a fost transferat cu surle și trâmbețe în Spania, primind chiar și tricoul numărul 10, te aștepta să o mers și a... Da, ea a fost și pentru mine o surpriză majoră. Nu, a mers, la primul meci, așa cum ea, nu știu 10. Ce l-a făcut, cu ce a avut pe mână. 10 e așa o chestie pe lume. Toți echipii cu ce a avut la mână pe ea de la Florența, de până la urmă, când l-a transferat prima dată, l-a transferat la Fiorentina și n-a pus piciorul în teren la Fiorentina. N-a pus teren. Ce le-a dat ălora, mă, de i-a dat? I-au dat la pe el lui Tasu 2 milioane, pe care el le-a returnat după un an de zile, le-a returnat. Le-a dat banii înapoi el, că ăsta n-a pus piciorul în teren. Da. Nimic. Pe principiul ăsta, pisică, oare când le-a dat ora de la Roma pe 9 ani de șters bancă cu dosul? Nu? Da. Că pisica 9 ani a jucat în 4 meciuri, mă, deci nu pot să cred. Și ci că ar avut pe lângă, spune așa publicația, pe lângă
prestația sa discretă. Bravo! Băi, elegant. Cine scrie atât de elegant? Publicația Noticias de Alava. Ok, mișto, da. Din Osasuna, așa, din Alaves. Pe lângă prestația sa discretă din meciul cu Osasuna, adevărul este că Hagi, vorba de Yanis, da, în ciuda așteptărilor generate după transferul său, nu a reușit să se impună la Alaves. Da. Da. Nici nu s-a impus nici la Rangers. El a mai jucat la FC Viitorul Constanța. Deci unde s-a impus? Actuala Farul, unde da, s-a impus, nu? Da. Acolo la Fiorentina, după cum ți-am spus, transferat de tăticul, unde... de la Fiorentina a revenit la Viitorul Constanța, pentru că nu a făcut față și tăticul lui a predat cei 2 milioane de da, euro. După aia a fost la o echipă de pluton din Belgia, KRC Genk. Da. Iar s-a reîntors la Farul, da, la Viitorul Farul, da, Constanța. S-a dus la Rangers și apoi la Deportivo Alaves, împrumutat, nu? De ăștia de la Rangers nici nu vor să-l mai... Deci peste tot unde se duce, nimeni nu mai vrea după foarte puțină vreme. Vreme, da, da. Asta e foarte ciudat. Vă să spun ceva. El nu joacă rău. Deci el e un fotbalist mediocru, tehnic, cu viziune în teren, are șut, face ceea... Deci eu am rămas impresionat de ceva și cu asta cred că figurează în Guinness Book of World Records, Yanis Hagi, cu meciul în care a bătut două penaltiuri cu două picioare. Primul l-a bătut cu stângul, pe al doilea l-a bătut cu dreptul. Nu cred că a mai făcut cineva pe teren. Deci îmi pare, nu cred că se poate. Eu ca om care a jucat nițel fotbal vreo 11 ani, am bătut penaltiuri 10. Toate le-am bătut eu. Deci cât eram eu în teren, nu bătea altcineva. Am ratat de două ori și am băgat 10 de goluri din penalti. Trăgeam cu stângul, mă, eram extrem în stângă și executam cu stângul. Am dat foarte multe goluri și cu dreptul în joc. Dar ne-ar fi trecut vreodată prin cazul să bată un penalti cu dreptul. Chiar dacă jucam bine, chiar dacă dădeam goluri cu dreptul, chiar dacă făceam și cu dreptul, bă, piciorul de bază e stângul, gol apaște. Ce a făcut Yanis este uluitor pentru orice om care știe ce e la fotbal. Cât de cât, da? Cum să bați două? Uite că i-a ieșit. Deci este extrem de tehnic. Ceva îi lipsește, nu știu, nu are, știi ce, nu are temperament, așa mi se pare. Este prea molcuț, prea leșinat. Deci în teren este leșinat. Nimeni nu are nevoie de leșinați în fotbalul ultra-fizic din ziua de azi. Nu, bine, rămânea la tăticul lui și era mai... Da, da. Iar asta că în România e un mencii mai bun, indiscutabil, așa e. Păi ce a produs România în fotbal? N-a produs nimic de la Hagi Coace. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Nimic Hagi Coace. Da, da. Pe de altă parte, nici cu Radu Drăgușin nu merge bine. E probabil că o făcută. Puținii jucători români care joacă bine la echipe din vest, că alea le pui, nu pui liga. Da, eu mor când văd la televizor liga din Arabia Saudită, băi. Nici nu, tu te uiți la liga de la băi, ce e asta, băi? Nu, dar nu o transmite nimeni. O transmite prima, unul dintre posturile astea, prima, vestea, o transmite, da? Liga din Arabia. Cum mai dacă am văzut? Ai văzut meci în rezumate? Deci, eu m-am uitat. Liga Arabiei Saudite, bă, Superliga Arabiei Saudite sau cum așa ceva. Da, direct am văzut Alain cu nu știu cine. De m-am uitat, bă, câte un site de pariuri într-o ferestruică, așa mică mai văd câte ceva. Știi când era înainte, era ProSportul sau nu, GSP-ul ăla, când era când transmitea meciuri din divizia, știi ce, din divizia ce. Știi când transmitea sâmbătă ăla? Sâmbătă la 11 sau nu știu, din divizia ce. Păi, același, n-am văzut, eu nu pot să am pretenția că știu ca tine a comenta un meci, dar te apucă somnul. Pe lângă că te apucă somnul, dar fiecare echipă are câte 1, 2, 3 șmecheri acolo, știi, pe Ronaldo, pe Benzema, iau acolo, știi? Și... tot așteaptă de la ei, dar nu, adică nu poți face de unul singur ceea ce trebuie sigur să facă o echipă. Da, da. Deci pe lângă fiecare din ăștia, că pe semne ăștia au costat mult și costă cât să miră Barăbui că trebuie să dea,
completezi, deci ai unul superstar și în jurul lui pui 10 muhaiele, că n-ai ce să pui de ăștia de plătit de milă publică, ce să pui. Da. Și atunci ăla săracul singurul nu merge să facă el toate. Oricât ar fi, oricât ar fi de bun. Da. Da. Groaznic. Au încercat, cu siguranță că tentativa asta a celor din Arabia Saudită de a-și crea o superligă de fotbal, de a rivaliza cu ligile, marile ligi europene, e însordită eșecului, la fel cum dacă ți-am amintești cu siguranță, au încercat asta în anii 90 japonezii, când luau Brazilie, când luau Brazilie, inclusiv Zico a părăsit funcția de ministru al sporturilor din Brazilia. El lăsându-se de fotbal, era ministru al sporturilor din Brazilia, a plecat din funcție și a mai jucat vreo câțiva ani, avea vreo 43-44 de ani, nu? Asta țin minte, tăticule, că Zico e cel mai... Uitați-mă, așa e, da. Păi cine mai este? Mai erau brazilieni din ăștia... pensionați care s-au epuizați, inclusiv Roger Milla a mers și a jos și a jucat în Japonia. Roger Milla avea deja 42 de ani și era revenit după vreo 2 ani de 2 sau 3 ani de când a revenit la Italia 90 la Copa del Mondo. Și Roger Milla a jucat până la vreo 46-47 de ani în Japonia. Cred că a făcut mai mulți bani în Japonia după 43 de ani, din toată cariera de dinainte. Corect, așa e. În care era de dinainte, nu știu dacă a avut el, dacă a apucat să pună piciorul, să fie plătit așa. Ai ajuns la Roger Milla, mă simt obligat din nou să atrag atenția asupra felului în care vomită în microfoane panoramele de la Digi Sport și de la altele, când vine vorba de uluitorul fotbalist George Weah, devenit președintele Liberiei. Da? A fost 10 ani președinte al Liberiei, acum nu mai, două mandate a avut și el, două. De anul trecut, a fost președinte al Liberiei? Două mandate. Deci ăștia continuă să-l vorască, să-l facă George Weah. Deci te aștept să vomite microfon, că George Weah. Săptămâna trecută au borât toți trei în studio și s-a uitat, deci unul sigur știa despre ce e vorba, Radu Paraschivescu, pe care sunt foarte supărat că nu-i ia de gât. Radu Paraschivescu e un filolog de... să spun, de excelență, este un vis de om și de lingvist și de scriitor. Și toate care sunt opt, și... altele sunt o babă comunistă și a mai scris o carte, trilogia prostiei. Da. Și a tradus, și multe, multe. Și a tradus din engleză cărți, grele, cărți grele. Da? Și stă și să uită așa cu milă cumva, dar nu zice, bă, stâmpărați, bă, dreacă, cu weh, weh. Bă, așa de frumos îl cheamă, da, el W-E-A-H și care se pronunță din două silabe. W-E-A, George, W-E-A. Ce frumos, W-E-A, nu W-E-A. Da? Bă, mă, săptămâna trecută mi-au ținut așa, mi-au vorât în microfon 20 de minute, cred, în care au zis de cel puțin 10 ori cei trei neexpreviți din studiu. Că doi sunt fotbaliști, ducă-se, știi? Bă, da, și Naum, și bă, lăsați-mă în pace. Da. George Weah a avut ghinionul de a face parte dintr-o echipă națională slabă, el fiind genial, fiind unul dintre cei mai mari fotbaliști ai pământului în momentul respectiv. Dar a câștigat balonul de aur. A luat balonul de aur, dar n-a pus piciorul la niciun campionat mondial. Liberia, dar nici azi n-au echipă. Liberia nu există, cred, în fotbal. A existat cât a fost el. Cât a fost el, mai da. A reușit să participe la, să aibă, nu știu, câteva participări la Cupa Africii, dar la campion, participări numai. N-a reușit mai mult. Calificări, da. Da. Păi și Egiptul, cu Mo Salah, e treaba bună. Știi cum s-a accidentat Mo Salah, a plecat și Egiptul din turneul final. Nu e Salah. Nu, nici el nu e Salah. Alah e de la Alah Akbar. Dar nu avem noi căderea să pronunțăm asta, știi? Da, sigur. Da. Radu Drăgușin, în vârstă de 22 de ani, încă nu s-a impus în primul 11 al lui Tottenham, după transferul de 30 de milioane de euro de la Genoa, efectuat în perioada de mercato a iernii, ceea ce este foarte, foarte rău pentru el. E că fundașul central se luptă cu Cristian Romero și Mickey Van
Van de Ven, în timp ce Ben Davis, momentan accidentat, este și el rezervă. Mai mult și mai mult și mai mult, Tottenham a pregătit peste 50 de milioane de euro pentru Bremer. Da? Jucător care se pare că joacă pe același post cu Radu Drăgușin. Eu nu înțeleg de ce au dat pe el 30 și mai vor altul de 50. Este nebun, erau bani. Deci ficau bani, altă explicație nu. Și de ce n-ai mai luat pe ăsta? Trebuia să-l lași acolo, naibii, să joace. Că el o făcea bine la Genoa. Excepțional. Deci, l-au terminat. În ce meci l-am văzut a fost de vis și cel mai grozav, deci cel mai grozav gest fotbalistic făcut de un român în ultimele două decenii a fost golul cu capul pe care l-a dat ăsta Interului Milano, s-a terminat meciul la egalitate, când cea Inter cu 1-0 și minutul 80 de la corner. Dar bă, ce căpățână a putut să dea asta, de vis, de vis. Și după două săptămâni era deja rezervălaște. Da, deci oferă 50 de milioane de euro pentru Bremer, considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali din Serie A. Interesant este că atunci când Drăgușin a părăsit Genoa și s-a dus la Tottenham, se spunea, și tu știi asta, că a avut oferte tentante, oferte, nu știu, cât de consistente din partea lui Bayern München. A refuzat Bayernul, zice el. Da. Am dubii că l-a refuzat. Și s-a dus la Tottenham imediat Tottenham și-a vândut jucătorul care joacă pe același, pe un post similar cu Drăgușin, l-a vândut la Bayern. Da, interesant. Deci, așa, interesantă. Deci pe Bayern îl interesa un jucător pe postul ăla. Interesa pe postul ăla, nu știu dacă îl interesa în mod special pe Drăgușin. Ciudat. Da, pare rău, chiar îmi pare rău. Dacă tot care îmi place. Da, dacă tot am vorbit noi de Liga din Arabia Saudită, Damac, FC Damac a reușit să o învingă pe Al Wehdah cu 1-0, adică Contra și Stancio au spart gheața în 2024 și au câștigat primul meci. Golul nu l-a dat Stancio. Asta așteptam să dea el. Da. Deci urmărești când a făcut mișto când a ajuns de stația. A dat lovitura, a ajuns din Arabia Saudită. Urmărești la pariuri, cum să nu? Păi joc pe ăștia de joc și pierd, mă, pe deci mâna. Urmărești pe Damac. Urmărești pe Al Nassr cu Ronaldo, care îmi pierde toate meciurile, nu știu de câte ori n-am câștigat banii, pentru că singurul pariu pierdut a fost al lui Al Nassr. Știi că deschizătorii de orizonturi în ceea ce privește liga asta din Arabia, din Emirate și din Arabia Saudită, a fost Balaci. Ilie Balaci a fost primul care a plecat și râdeau toți de el și atunci spuneau că s-a dus în ce mare antrenor. Deci era de râs, atunci. Acum cam de plâns. Balaci a fost și antrenorul echipei naționale a Zairului de fotbal. Da. Și are o participare la Cupa Africii. De asemenea, cu un club tot din Zaire, înainte de a fi antrenor, a câștigat Cupa Campionilor Africii. Da. Balaci. Da. Și apoi este primul care a plecat la Al Ain, în Arabia Saudită. A fost primul antrenor român din Arabia. Și atunci toată lumea. Da. Nu știu, că și Balaci nu mi-a plăcut ca și caracter. A urcat din nou Răzvan pe locul 1 la Greci. A bătut acum ultima etapă și ceilalți au pierdut acasă. Dar mie mi-a rămas dator, la un moment dat mi-ai spus că o să-mi spui la ce echipă mare franțuzească pleacă taică-su Mircea Lucescu. Zici și mie echipa aia franțuzească mare la care pleacă Mircea Lucescu. Era discuția atunci, nu mai. Care? Nu mai. Care mare echipă? La Lille. La Lille și Lille e o mare echipă. Iesu bate la titlu, cât da. Mai e, da. De la PSG în jos era discuția cu Lille. Și de ce nu l-au mai luat? Nu, habar n-am mai avut. Pentru că, nu știu, îl iau 17 de neîntorc din Lana, nu? Că îl iau pe Loții Beloni, care iar a făcut o minune, au câștigat o deplasare. Mers cu 2-0 săptămâna trecută la Nantes, unde nu se câștigă. Deci unde? Și eu câștigă, unde pierde Popovici pariul, da? Și pe ăla am pierdut, zic, bă, hai odată să nu joc pămescă, uite. Război civil la Real Madrid. Vinicius criticat dur de o legendă a madrilenilor. Tricoul spune această legendă vie, e vorba despre Pedia Mijatović. Ce?
Mijatovic spune așa că tricoul nu permite comportamentul ăsta. Real Madrid a remizat cu RB Leipzig, scor 1-1 la a doua manșă din optimile de finală UEFA Champions League. Iar madrilenii s-au calificat în sferturile competiției. Da. Bun. Real Madrid a deschis scorul în minutul 65 prin Vinicius Junior. Așa. Dar avantajul echipei de pe Santiago Bernabeu a ținut doar 3 minute pentru că nemții au egalat prin Orban. Da. Și unde-i vina lui Vini aici? Cu doar câteva minute înainte ca Vinicius să marcheze primul gol al partidei, atacantul lui Real Madrid s-a făcut remarcat în mod negativ după un conflict avut chiar cu Orban, pe care l-a lovit în zona gâtului. Pentru gestul său... Oi, deci ce căuta premierul maghiar în teren? Pentru gestul său, brazilianul a fost criticat și de presa din Spania, da, dar și de legenda lui Real Madrid, Pedra Mijatović. Deci Mijatović, dacă e chior, să se ducă la oftalmolog, ori fi având în tot Madridul ăla și un oftalmolog bun. Că de ăsta s-a protejat pentru că ăla l-a tras de tricou, l-a îmbrâncit și ăsta i-a pus mâna undeva aici să-l țină departe, să nu mai trece pe Vini, da? Și ăla în clipa aia parcă l-a lovit tancul, s-a luat de... Deci la atâta de zona capului i-a pus mâna undeva pe piept și atunci derbedeul ăla de acolo a început să tăvălească, să țină de cas, să facă ca visul rău, parcă îl călcase tancul și trăsese cu aghiuri de tribună direct în cap, panara manaibii. Dar dovadă că arbitrul nu i-a dat nici galben lui Vini. Deci nu i-a dat nici galben, era lângă el, s-a uitat. Ce să-i dai drumul la joc? S-a trezit ăsta, a dormit lui Mijatović. Oh, băi, deci ăștia să ne întrebe pe noi ăștia de la Real de Madrid. Deci Vinicius pentru Real de Madrid înseamnă de cât 70.000 de Mijatović în istoria Realului. Da, cine? Vini este un viitor balon de aur, o viitoare gheată de aur poate, la concurență cu doi oameni care vor juca și ei tot. Deci toți trei vor juca la Real de Madrid. Unul este deja acolo. Să nu fie... Se numește Bellingham și următorul este Kylian Mbappé. Deci o echipă care are pe Vini, Mbappé și și Bellingham nu are decât o problemă. Care din ăștia trei ia balonul de aur și care ia gheata? Marco. Și fotbalul se cam închide. După ce vine și Kylian la noi, s-a închis fotbalul. Îl văd pe Carlo Ancelotti că deja îi conferă, cred că am mai zis-o, îi conferă lui Jude Bellingham alt rol. Deci Bellingham a venit pe post de golghetă și a dat meciul și golul, meciul și două goluri, după care a apărut ideea cu Mbappé și finalizarea contractului și Carlo deja îl retrage un pic în ideea că ăla va avea nevoie de un servant la fel de bun, că ăla-i numai golghetă. Mbappé nu este, ăsta e de o generozitate ieșită din comun, Bellingham, și îi servește pe toți cu toate mingile, el fiind și un golghetă de excepție. Acești trei oameni vor face ce n-a fost încă în fotbalul mondial. Niciodată n-au fost trei uriași de un loc, nici măcar la PSG când era Neymar, Messi și hai să, un al trei de acolo. Hai că ați mai avut voi la Real. Ați avut Figo, Zidane. Atunci erau 11, nu era. Deci aia cu... Mai avut sărăți, cu Figo, Zidane, Roberto Carlos, hai să-mi zici, și, mai, și Raul, și da, mai era câțiva. Și Sergio Ramos. Și... Eu cred că echipa Real Madrid, pe când era Hagi, că a fost printre cele mai slabe echipe pe care le-a avut vreodată Real Madrid. Nici n-a avut performanță atunci. A fost vreo câțiva ani fără trofeu. Păi a fost, scuze-mă, Real Madrid. Eu vreau să te întreb așa și o să te întreb. Nu mai că vreau. Deci, vreau. 19 ani Real Madrid n-a luat niciun trofeu. Tu țineai și atunci cu Real Madrid în perioada aia. De ce? 19 ani. 19 ani. Și n-a avut nimic. 19, mă, la 70 ani. Deci, deci scade din 85-19 și vezi care a fost ultimul an în care Real a luat trofeu. Da, am început să țin cu Real la 5 ani. Real de atunci, de când a luat 5, de 5 ori la rând, nu, a luat de 5 ori la rând, a făcut pauză 2 ani și a mai luat o dată și după aia n-a mai luat până în 85, când a luat 85-86 de 2 ori UEFA. Și de trei ori la rând cu Zinedine Zidane a antrenat, este incredibil.
Băi, incredibil, cum să-i trei la rând cu Zizou pe bancă? După aia să-i dai Brânci. Și aici e de discută. Acolo tot timpul politica de cadre a fost criminal. Dar explică că nu te înțelegea de ce Zizou nu-i bun? Păi de ce l-ai gonit? Cum? Ți-a trei trofee și îl gonești ca să... De ce? De ce l-ai gonit pe Zizou? L-a gonit tot Florentino Perez. Florentino Perez este deranjat. Deci are niște... Ăsta l-a gonit pe Raul când l-a... Ăsta l-a gonit pe Iker Casillas când l-a gonit. Ăsta l-a gonit pe Zizou. N-ai pe Vicente del Bosque. Deci când a intrat, știi că rămăsese era un fără de romiște. Deci a venit Vicente și a luat Champions League. Prima mișcare a fost afară. L-a dat afară, da, știu asta. Și după aia del Bosque a luat titlul, Copa del Mondo. Nu pricepi, adică n-ai ce înțelege de acolo. Urmea AS Monaco, fosta echipă a lui Mbappé, a anunțat transferul său, transferul lui Kylian Mbappé la Real Madrid, peste PSG. Da. Cei de la Monaco au făcut referire la jucătorii care au trecut pe la ambele formații, dar și de la cei care o vor face în curând, făcând aluzie la transferul lui Kylian Mbappé la Real Madrid. Și Mbappé a devenit inamicul public numărul 1 al ultrașilor lui PSG. Fanii lui PSG au afișat un banner nu prea în care acuzator la adresa lui Mbappé, pentru că el și-a anunțat că nu și va mai prelungi contractul și că se spune că pe de fapt în ascuns deja a semnat cu Real Madrid. El are o vârstă potrivită, are 25 de ani, numai bine să joace cel puțin 5 ani de acum înainte la capacitate maximă pentru Real. Urmarea acestui lucru, Luis Enrique, antrenorul parizienilor, i-a acordat din ce în ce mai puține minute în campionului mondial cu Franța și în remiza cu AS Monaco, scor 0-0, Mbappé a fost scos pe teren la pauză. Da. El spune că și-a motivat alegerea prin faptul că Parisul trebuie să învețe să joace fără Mbappé. Ulterior, presa din străinătate a scris că nu acesta a fost motivul real pentru care Mbappé a fost înlocuit, ci pentru că antrenorul lui Enrique simte că fotbalistul nu mai depune același efort pentru gruparea pariziană. Adică nu face prea interesant. Nu mai are niciun interes. N-a dat el două din două? Sau ce? El a dat golurile lui PSG. Ambele. Cum adică nu face? Păi ce vor de la el? Mă rog, ultrașina, nu are sens să discutăm, că să spun, aș folosi și eu limbajul de ultraș. Și nu vreau, adică n-am voie ce să... Dar la stare l-aș folosi. Da. Concert de rock din Europa? Nu. Nu? Nu. Da, zi, hai, zi. Sting, okay. Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, care au avut așa de o pauză substanțială. Rolling Stones nu cântă. Cântă nicăieri. Coldplay vin și la București de două ori. Imagine Dragons. Nu știu cine. Băi ăștia care ți spun o să-ți vină rău. Robbie, da? Williams sau și Zucchero. Da. Adele, e ok, până la urmă. Mai cine e? Robbie Williams sau Zucchero? Zucchero, mai Zucchero. Bun. Adele, Queen. Da. Ce Queen? Queen? Adele, Queen și Adam Lambert. Da. Lambert. Da, Queen cu Lambert, da. 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 Aha și... Aha, uhu, oho, ii. Și Evanescence. Evanescence. Bun, dar asta e levii mei sturbate, ăștia, și de aia care suferi și au trăiri ultra-mega-benga. Evanescence și... Oh, Doamne! Muzica trebuie să aibă ritm, despre asta vorbim. Vreau să zic eu de muzică, când m-ai provocat muzica, am ceva în cap. Trebuie neapărat să spun și aici, am scris articolul pentru jupânul. Noi știu eu mai bine ca tine. Pentru jupânul de război, mine l-am scris de răs pe de masă. L-am scris azi noapte și am proaspăt în imagine chestia. Apare și pe Radio AS piesa.
Deci e o anume Duduie Beyoncé, da? Da. Beyoncé. No, Knowles, nu? Knowles. Da, da. Bă, băieți. Deci Beyoncé este de la care nu te-ai dat de râd doar dacă ești robot sau altă galaxie, dar orice om normal nu s-ar da de râd. Clar, n-ai cum. Care cu cântatul, deci până acum cu cântatul mai ușor așa. Deci eu când dau de Beyoncé, la mi se face roșu, mă gândesc la chestii mai rele. Numai că acum două săptămâni, Beyoncé a scos un single fabulos care se intitulează Texas Hold'em. Texas Hold'em, cu apostrof și M, da, them ar fi. Texas Hold'em este numele unui fel de joc de poker. Deci una din variantele de poker care se joacă în campionat este Texas Hold'em. Despre asta e vorba și în piesă, da? E titlul unei piese, dar nu, am și scris să nu încerce lumea să caute traducerea care știe engleză, că n-au ce căuta. Ăsta e numele unui joc de poker. Piesa, în momentul, dar mi-a dat o revista Rolling Stone, la care s-a abonat online zilnic când dă chestii, mi-a dat-o în seara aia și mă uiteam ca prost așa. Beyoncé locul 1 în clasamentul de country. Cum mă, Beyoncé l-a scântea country? Cum se scântea country? Și am căutat piesa și am găsit-o. Bă, excepțională. Deci un country zvâcnit, așa, bă, perfect, impecabilă, știi? Am postat-o și la mine. Noaptea m-a căutat prietenii. Dodo e sigur că e ea? Adică, bă, dar uitați-vă la mă. Dar nu-i dublată vocea, dar nu-i făcută... Nu-i făcută de butoane, adică trebuie făcut cumva, e pe WhatsApp sau nu pe normal? Da. Nu, deci nu, era ea. Și am încercat să-i explic că e probabil un accident și accidentul s-a perpetuat de ieri. Deci ea în săptămâna aia a scos această piesă country în săptămâna aia, cu două. A ieșit, a urcat pe locul 1, săptămâna trecută, ce două. Locul 1 la country, iar seară a revenit Rolling Stone, începând de ieri, este locul 1 în Hot 100, deci clasamentul ăla marele de Billboard, tot ea, tot cu piesa asta country, care este o minune. Vă recomand cu căldură. Ai pus-o pe... Da, e și pe Facebook-ul Radio As, încă de săptămâna trecută am pus-o, și pe Facebook-ul meu, pe Doru Octavian Popovic, o găsiți acolo tot de mult, n-am mai pus-o din nou. Acum, și e o bijuterie. E cât. Bă, deci, asta știe și ea să cânte, adică poate și știe, știe. Deci, eu fi cânt în gunoi în loc să cânte muzică. N-am nicio explicație. Poate rămâne cantristă și atunci toată dragostea. Concerte Metallica, Rammstein, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, era spune Aerosmith. Da. Spun și eu cum pot. Aerosmith. Slipknot. Da. La Paris, Londra, Viena, Praga, Berlin, Barcelona, Madrid, Roma, Valencia, Milano, Hamburg, Amsterdam, Bruxelles, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux și așa mai departe. Pe de altă parte... Nu știu, Slipknot au mai fost anul trecut la București, vreau să vină și la s-a întâmplat ceva, da, colțul, unul de nu știu, s-a întâmplat, toboșar, parcă nu mai știu cum a fost. Și n-am, că aveam eu un fan care era foarte supărat că a pățit ăla, nu știu ce. La Râșnov, Brașov, în perioada 31 iulie 4 august, Rockstadt Extreme Fest. Da. Fanii rockului sunt așteptați la a 10-a ediție acestui, la Rockstadt Extreme Fest, care va avea loc în această perioadă. Printre trupele sunt trupe care vor veni, Arcona, Decapitation, My Drying Bride, Venom, mai. The Black Dahlia Murder, deci, Gadis, deci Venom e venin, Murder e crimă, mai sunt ce mai The fac Black ăsta? Dahlia Murder, Gadis, an Astronaut, Amon Amarth și Exodus, sunt doar câteva dintre ele. Prețul biletelor, da. 950 de căprițe. Așa. Copiii au până la 350 reducere. Da. Judas Priest. Serin să dau la poartă, să te da. Traduci de acasă. Să
Da, care a da, cât mai nu, da, se lucrează curat. Da, se lucrează, păi, da, se lucrează curat. Da, dacă bate vântul, ți-o zburătăcește pe asta. Aia Judas Priest, ție-ți place Judas Priest? Da, mai mult decât asta. Metal Hit Head Meeting, yeah? 17-20 iulie la Romexpo. Așa. Și atunci pe 20 iulie, oricât ți-ar veni la Romexpo, în perioada aia se desfășoară Brezoiul și dacă o să reușesc să am bani și anul ăsta mă duc. 17-20 iulie? Da, în perioada aia, prinde. 17-18, e de 6 zile, pe ziua, cred că e 16-21 anul. Parcă, nu mai țin minte, dar tot atunci e o bucată aia. Judas Priest, am spus... Coldplay, celebra trupă rock britanică. Iunie la București. Da, în România, inițial trebuiau să cânte pe 12 iunie, însă datorită unei cereri foarte mari de bilete în presă a fost adăugată și data de 13, deci vor ține două concerte. Da. Da? După două ore de la închiderea, deci de la deschiderea vânzării, peste 80.000 de oameni așteptau la coadă. S-au vândut tot. Sunt 80.000 de bilete vândute. Foarte bine. Lumea e dornică de muzică bună. Foarte bine. Și adevărată. Este pentru prima dată când cei patru cântăreți, Chris Martin, voce, John Buckland, chitară, și Guy Berryman și Will Champion la tobe, vin în România. Ce mai avem? Ce concerte mai avem? Five Finger Death Punch, 4 iulie, Romexpo București. Așa, nu știu dacă știi tu. Poate știi. Eu nu știu. Nu știi? Formația americană de heavy metal vine pentru prima dată în România, la Romexpo, în pavilionul central. Bă, Romexpo ăsta e mare. Acolo se desfășoară și congresul PPE și... Da. Five Finger Death Punch și... Da, ăștia cânt afară, nu cântă înăuntru. Da? Da. Înăuntru cântă Ursula. Von der Leyen? Da. Ea a cântat înăuntru. Ea este candidatul Egadeth. Mega. Megadeth, bă, lipsește-mă, nu pot să cred, bă. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Megadeth este, va concerta în 10 iulie, tot la Romexpo. Da. Bravo lor! Da. Cam asta, cam atâta pentru astăzi. Deci vă rog, cei care vreți să-mi cumpărați bilete, să faceți cadou, nu vă deranjați. Oameni buni, vă mulțumesc pentru bunele intenții, nu vă deranjați. Acestui domn, cadou, un bilet la, la Megadeth. Nu, lăsați. Omul chiar își dorește... Deci, pe principiu, știi, cu o moarte toți suntem datori. Da. Omul își dorește, dar până nici el nu-și dă seama cât de mult își dorește aceste bilete. Exact. Are o deviație psihocomportamentală ascunsă. Profundă. Profundă. Și nu realizează cât de mult își dorește. Ce să zic? A fost oameni buni. Încheiem emisiunea aici. A fost emisiunea Un ceas de taifas. O emisiune pentru oameni buni, pentru oameni frumoși. Și o deschidem din nou. Oameni deștepți, da? Și pentru oameni proști. Da. Pentru oameni ca noi, așa oameni. Închidem, bine vorba, nu proști. Da. Programul, o emisiune pentru prostime. Așa. Programul nostru din această seară se termină aici. Dorus Octavianus Popovicius și Lucian Dimitriu și Alexandra Andrei, care ne-a asigurat asistența tehnică. Vă spunem la revedere. La revedere. Și dacă poți să pui genericul, hai să dăm mână cu mână, n-ar strica. Dacă nu poți, pur și simplu terminăm. Când ai să poți, altă dată, nu? Da. Am și uitat, am pus fata să... am bombardat-o cu generici, n-am folosit niciun. Da. Îngrozitor, da. E culmea, nu? Sunt culmea. Da. Că totul mi se trage de la tine. Că... Se poate. Tulbur mediu. Da, nu, ordinea și liniștea... Și disciplina. Da. Noi vă mulțumim și vă așteptăm și la alte emisiuni. Da, eventual vinerea viitoare, da. Da, de ce? Și la vară cald. Și la vară...
cum ar fi? Bine, poate... Da. Poate era misiunea, nu? Poate era, ne-a închis Andrei?